Ce s-a întâmplat cu 4 milioane de oameni care au băut alcool zi de zi timp de 3 ani? Schimbările care au avut loc conform unui studiu au șocat pe toată lumea. Consumul de alcool excesiv este în creștere în întreaga lume, spun cercetătorii. Și nu doar în rândul tinerilor, ci și a adulților. Ce s-a întâmplat cu 4 milioane de oameni care au băut alcool zi de zi, timp de 3 ani? Un studiu publicat în revista Yama Network Open dezvăluie concluziile neașteptate ale oamenilor de știință privind consumul de alcool. Cercetătorii au analizat evoluția medicală a 4 milioane de oameni din Coreea de Sud, care au consumat băuturi alcoolice timp de 3 ani. Situația lor medicală a fost evaluată pe baza dosarelor înregistrate în sistemul Institutului de sănătate din regiune. Cercetătorii au analizat cantitatea de alcool consumată de sudcoreeni în raport cu riscul de expunere la anumite boli. Oamenii au fost clasificați în trei grupe, în funcție de cât de multe băuturi alcoolice au consumat. Atenție însă, asta nu înseamnă că trebuie să dai fuga la raionul cu băuturi alcoolice. Iată ce s-a întâmplat cu oamenii care au băut alcool în mod excesiv. Pe măsură ce consumul de alcool crește, consecințele sunt din ce în ce mai negative. Persoanele care au băut zilnic 3 sau mai multe băuturi alcoolice au prezentat un risc cu 8% mai mare de a dezvolta demență. În cazul celor care au redus consumul ridicat de alcool la un nivel moderat, riscul de confruntare cu demență a scăzut cu 8%. Au fost remarcate schimbări și cu privire la boala Alzheimer. Probabilitatea de a fi diagnosticați cu această afecțiune a scăzut cu 12% în cazul persoanelor care au redus cantitatea de alcool. Trebuie precizat că de-a lungul timpului s-a demonstrat că alcoolul poate fi un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de sân și a altor tipuri de cancer. Consumul excesiv de băuturi alcoolice poate conduce la probleme digestive, de inimă, ficat și poate provoca inclusiv accident vascular cerebral, relatează playtech.ro.